cea după marfă pentru prăvălioara mea și pentru mine aveam 5 lei ca să mănânc un prânz, un păpricaș la restaurant unde băgam căruța cu coceașul pe care mergeam. Și dacă era o carte bună în librărie, nu mâncam în ziua aia, îmi cumpăram cartea aia. Așa că am devenit totuși un autodidact. De la tatăl meu am avut o bibliotecă destul de importantă, dar asta a fost viața mea. Și n-am putut să fac studii superioare, dar m-am pregătit în continuu și viața în județul nostru am avut trei muzee de minerale, la Moldova Nouă, la Sasca, nu, la Moldova Nouă, Oravița și Ciclova și băile Herculane, da, și care au dispărut, că s-au vândut cu bucata așa de oameni care nu erau conștienți de pierderea ce se întâmplă. Și eu zic, voi face un muzeu mineralogic, cu mineralogia Banatului, ca să fie în Munții Dobneci, în Munții Metaliferei Dobneci, care e o zonă extraordinară. Și așa am lucrat 10 de ani și am avut expoziții și am făcut donații, că n-am fost un învățit. Am sări la două universități din Timișoara, la Universitatea Binevestiță, chiar vă rog să treceți pe acolo, la sala multimedia Constantin Gruiescu. Descoperi pasiunea dumneavoastră pentru pietre. Din copilărie, ne jucam de-a minerică copii, pentru că părinții vorbeau despre asta și din copilărie, cum spun, ne jucam de-a mineritul cu oricine vorbesc din Dobneța, pot să-ți vorbească ori întreg despre minele noastre și să știți că noi avem urme extraordinare predacice de exploatarea minerilor în Munții Dobnecei, când împăratul Traian a venit de la Calina pe culmea munților spre Berzovis, ca să ocupe cetatea Berzovia, au văzut puțuri. Dacii exploatau minereurile în puțuri. Ei nu știau galeriile de costă, că erau mai costisitoare. Și unde era minereul topit din focurile de fulger care aprindeau pădurile de multe ori, și dacă minereul a fost la suprafață acolo, l-a topit, a topit roca și a descoperit metalul. Și dacii, și atunci acolo au făcut puțul sau exploatat. Noi avem cuptoarele predacice de un metru înălțime. Le-am găsit cu exploatările noastre miniere și am vorbit despre ele, deși nu s-a dat importanță. Dar acum se cercetează mai de aproape. Și când am venit aici, de vreo 56 de ani. Și ați avut ajutor? Am avut de acasă, de la Dobneci, am avut o vitrină cu minerale de la bunicul meu, care a lucrat la mina Simon Iuda, între Dobnecea și una de fel, la culmea fierului, unde e drumul spre Bocșa și spre Dobnecea, acolo mina Simon Iuda. Și acolo, în timpul activității mele, am găsit și 5 cuptoare de topit minereu de fier, dar nu s-a ocupat nimeni să le decupeze, să le ducă într-un muzeu. Nu am dat importanță prea mare. Eu ce am făcut, am popularizat mineralogia Banatului. Și cuvinte astea nu se curăță cu mătura.
Să-i pătăm ce pe el, ce câte mă oferi. Păi ce să-ți oferi, că nu iau eu, spune-mi ce preț are. Nu, eu îl dau numai la ofertă. Și atunci i-a spus, domnule, eu am un muzeu sărac, eu nu încasez nimic de la vizitatori. Mă vizitează oamenii, cine vrea să ajute muzeu, mai pune în cupa asta, ceva și mai trăiește muzeul meu și cu pensia ce am eu. Dar am luat să am la mine 4 milioane. Dacă vrei, astea pot să ți-i dau. El când a auzit că eu îi dau 4 milioane, zice, nu-l dau fără 10. Eu nu am 10 și nici nu am de unde să-ți dau 10. Și am plecat amărât acasă. Și acasă mă așteptau trei domni cu două mașini. Și unul care era cu mașina singur, zice, a dus minunea aia, soția, i-a spus că i-a plecat după o minune geologică. Zic, n-am adus-o, că să-i spun povestea. Dar el zice, și așa de important, zic, geologic, sigur că da, sunt trei generații de cristalizare. Diferența între o generație și alta e de milioane de ani. Deci, din punct de vedere geologic, este o piesă extraordinară. Și el, să mă gândit, zice, nu vrei să mergi să-l vedem și noi? Zic, nu mai merg să mă năcăjesc încă o dată, am de ajuns pentru astăzi. Și soția zice, du-te, că tot e ziua pierdută, du-te cu oamenii să vadă și ei. Și atunci am mers cu ei. Ăsta iar era în fața blocului. A, iar ai venit. Zic, da, am venit să te vadă și oamenii ăștia cât e de harpa bun. Și am intrat înăuntru și domnul ăsta l-a studiat, deși era murdar, dar o văzut că ce a spus eu este într-adevăr, e adevărat. Și a intrat cu el într-o bucătărioră câteva minute și atunci zice, două persoane să-l ducă la mine în portbagaj. Și am plecat, eu eram cu el cu mașina. Și pe drum zic, domnule, te-a interesat atât de mult încât ai dat atâția bani, am înțeles că el a dat 10 milioane. Zice, nu, pe mine nu mă interesează, dar eu director la o firmă de jocuri mecanice și câștig destul de bine încât pot să-mi permit să ajut un muzeu sărac. Deci ăsta e pentru Muzeul Dumitale. L-am adus în casă, după aceea la o ploaie torențială, l-am spălat, l-am lăsat să-l ploaie. Aici. Și am observat că oamenii care știau despre cristaloterapie, că este o știință, i-au dat importanță. După aceea am început să citesc eu cărțile care vorbesc despre cristaloterapie și chiar vă recomand cartea lui Dan Seracu, care a tipărit cristaloterapia și pe pagina a treia cărții dedic această carte marelui prieten al cristalilor, Constantin Gruescu, din Osa de Fier. Am primit-o de la București și nu știam omul ăsta, nu l-am cunoscut. Zicătă soție, dar cine este omul ăsta, Dan Seracu? Deci a fost unul, că la noi vin și oameni care sunt interesați sau mai puțin interesat. Eu am crezut că e nebun, umbla cu niște sârme prin sală. Asta era anza lui care indică puterea de emanație a cristalilor. Și zic, păi ăsta e. După ce au venit omul și o măsurat el. De asta era primul care măsura 7 metri în jurul lui emană energia benefică. S-au văzut multe vindecări. A venit o familie de noi
tineri căsătoriți și cu fetițe nou născută, multe actori nu scotea nici copiii gunguresc, deci nici nu era după naștere, ea nu, era mută și nu mișca mâinile și picioarele, erau ca de cauciuc, așa, parcă. Și deci în eu gruiesc cu putin să ținem mai mult la dumneata înainte de a ne căsători, să ținem fetița deasupra de corpul, să ținem casa iau oamenilor, a minelui. Faceți ce vreți și-o ținut, fetița deasupra de corp, poate jumătate de oră și-o plecat undeva din Ardeal, nu știu ce zonă. Și-a venit la mine după 4 luni, fetița gungurea, vorbea limba ei de toate și mișca mâinile și picioarele și ei atât erau de fericiți că și-a revenit. Și ăsta e un caz, nu mai a fost solicitat. Multe minuni despre care se pot vorbi ori în drept psihologie când vin la mine, într-adevăr, stăm de vorbă și mă bucur că Banatul este totuși zona estică pe Caraceves cu Ruschița și cu unde am fost, am și de acolo minerale. Și am descoperit berilul la Teregova, unde nimeni nu s-a gândit că am mers, că știam că au fost mine acolo, și am mers la Teregova, am găsit mina și în apă un bolovan cu un mineral verde pe el. Și cu, uite, asta nu știam ce este și nici nu puteam să-l duc, că mașina era mai aproape de sat. Au venit un cetățean, i-am plătit lui de băut ceva și mă duc bolovanul până la mașină și când îl vin eu lor, zic, ăsta-i beril, dar noi nu șlefuim pietrele prețioase, nici ametistul, nici berilul care îi avem la noi, cum s-a zis. Și, dar se mire tot la cu accesul la palat și eu aveam relații cu poliția, că dacă fac expoziții afară cu unicate mondiale, cu piese care sunt unice, merge organul de poliție și stă acolo cu multe expoziții în țară. Și, am vorbit cu polițiștii că eu am avut un meci în Olanda. Zic, mă luați în cursia voastră și cu mine, că luam neagruiesc-o, cum să nu. Și gata, e pregătit iară cu un cadou, că nu am mers în mâna goală. Și aflu din televiziune că a murit prințul. Și n-am mers într-o perioadă de 2. Dar merg când vă duceți voi, eu am accesul la palat, asigurat. Și asta e viața mea din oameni care m-au ajutat Dumnezeu meu și am avut niște bani, niște posibilități, am mai cumpărat piese de la noi.